Pe noi ne-a impresionat duioșia acestei milițiențe pentru copilul ei. Ne povestea tot ce face Antonia, primul gângurit, prima silabă, mă rog. Avea un zâmbet frumos așa, poate și pentru zâmbetul ei, cum spunea mai târziu doamna Liliana Protopopescu. Sau Ana Maria Marin. Nu, Ana Maria Marin este cea care a spus că am iubit-o doar pentru zâmbetul ei frumos. Nu vedeai așa ceva pe chipul unui asupritor din așa. Toți erau încruntați, erau, treaba lor era să se arate cât mai înfricoșători. Asta era toată numai zâmbet, așa, mai ales când vorbea despre Antonia ei. Și noi ne-am hotărât atunci să-i lucrăm clandestin. Era un risc foarte mare, dar noi eram șase deținute atunci, în celula asta. Ne-am hotărât să-i lucrăm colaborând toate, deci păzindu-ne cu strășnicie, să lucrăm numai în momentul când paza nu este prea vigilentă, să trecem prin percheziții lucrarea respectivă, că era totuși o lucrare care a comportat mai multe zile, mai multă vreme, mai ales din cauza clandestinității, ca să zic așa. Rochița era concepută de medicinista noastră, Oldea Manoliu, a fost arestată în anul 6 de medicină, studentă la Iași. Ea era foarte talentată la desen și știa să facă o pictură cu acu. Deci, știind să picteze, putea să coase ca și cum ar fi pictat. Și atunci a conceput rochița pe poale, albă ca zăpada, cu cei 7 pitici de jur împrejur. Iar restul ornamentului l-am făcut eu cu motive naționale, ca una care aveam capul plin de modele naționale, nu-mi trebuiau ilustrate după care să mă orientez. Rochița a ieșit foarte frumoasă, numai că nu. Ei erau programați la vacanța de vară, erau programați de la direcțiunea lor. Și pe această sergentă au proclamat-o cu câteva zile mai devreme decât a prevăzut ea. Deci a fost pus în situația să nu-și poată ridica rochița. Și noi pus în situația de nu i-o putea oferi, pentru că nu putea să intre. Cât timp erau ei în vacanță, n-aveau voie să intre în penitenciar. Deci ei n-avea voie să vină așa, liberă de afară. Intrau cu anumite consemne, un anumit ritual al lor, treaba lor, dar în orice caz ea n-a putut să vină să-și ia rochița. Și ne-am pomenit că a venit o altă sergentă și ne-a cerut rochița, a spus că a rugat-o. Laszlo se numea favorita noastră. A rugat-o Laszlo ca să-i ducă ia rochița. Noi, de bună credință, i-am dat rochița. Fericit că ajunge rochița și fetița se va boteza într-o hăinuță de botez foarte frumos lucrată. S-a dus cu rochița direct la director. Noroc că nu era fleșerul, directorul închisorii Mercurea Ciuc de atunci, nu era el la birou, era adjunctul lui, subdirectorul, el era în concediu. Subdirectorul lui, ăsta era român, fleșerul, dar era mai rău, mult mai rău decât subdirectorul care era ungur. S-a dus la el, a dus rochița și a spus: am făcut percheziție la camera 4 și acolo deținuta, Manoliu, mi-a dat această rochiță și mi-a spus că o lucrau pentru Laszlo. Dintr-o dată s-a creat un scandal, o problemă în închisoare. Noi imediat am fost puse sub percheziție, ce percheziție nu vă pot spune. Trec peste toate detaliile astea, dar spaima noastră era că Laszlo va intra într-o pedeapsă foarte grea, într-un proces foarte greu pentru ei. Favorizarea infractorului,
cine știe ce mai puteau să mai pună în cârcă, cu ce scop am făcut noi acest dar pentru ea. Noi am fost imediat izolate pentru o anchetă, deci fiecare închisă în alt izolator. Erau 4 izolatoare la subsolul Mercurea Ciucă, care mai urât și mai insuportabil. Era o cameră goală, n-avea absolut nimic. Pereții goi, complet goală. Și cu obloane, unele din ele nici n-aveau fereastră în exterior, erau luminate doar electric. Obloane groase pe geamuri ca și celelalte și n-aveai scaun, n-aveai pat, n-aveai masă, n-aveai nimic. 4 pereți goi. Dacă vroiai să te așezi, te așezai direct jos pe ciment, cu ciment erau toate. La ora 10 seara îți introducea o saltea pe care puteai să te culci și la 5 dimineața ți-o scotea. Ca să nu te bucuri de ea decât strict în orele de somn. Și regimul era 2 zile, o gamelă, deci vasul ăla militar pe care îl foloseau și în închisori, cu apă, de obicei apă cu gust de lătură, pentru că se-o turna într-o gamelă nespălată, luată la îndemână așa din vraful de gamele consumate. Și a treia zi primeai jumătate din rație. Și te ținea acolo cât timp ținea ancheta și cât aveau ei nevoie să te țină. Dacă ancheta era de lungă durată, și de obicei era de lungă durată pentru că era cu deținuți, nu? Deci ancheta dura foarte multă vreme fiindcă noi știam cum să răspundem la această anchetă ca să scăpăm cât mai ieftin de acuzații. Și dura mult. Stăteam acolo în izolatorul meu și deodată vine sergenta și zice: vă duc la anchetă, la director. Când am intrat acolo, fleșerul nu putea să mă sufere, îmi zicea: potaie. Da. A văzut odată clar cum eu am luat un bilețel dintr-un loc unde țineam noi corespondența cu direct, așa, cu alte celule, unde nu se auzea morse. A căutat, m-a percheziționat până la pele. A căutat bilețelul ăla și nu l-a găsit. Eu aveam o ascunzătoare făcută în papucul de casă, papuci de cârpă, asta era încălțămintea noastră. De atâția ani închise, vă puteți închipui că nu mai aveam încălțămintea noastră cu care am intrat. Și eu aveam făcut un pliculeț deasupra încălțămintii. Nu-ți venea în minte, de obicei cauți în talpă să fie ascuns ceva, nu în acoperișul. Nu i-a venit în minte că acolo este biletul. M-a descălțat, a văzut clar de unde m-a observat el din postul de observație, că eu am umblat la papuc și a dat seama că acolo am pus biletul, a căutat, l-a răsucit în toate părțile, el personal cu mâinile lui, vă puteți da seama la ce se putea coborâ, dita-i mai directorul de închisoare politică, n-a găsit. Și atunci m-a poriclit: potaie, marș potaie, m-a trimis așa la celulă și așa am rămas potaia lui. Și am zis: aoleo, ce face domnul potaie cu mine? Nu te văd bine, Aspazia. Am intrat cam înfricoșat așa la el. Când am văzut că e ungurul, m-am liniștit, am zis. Și rochița era pe masă. Deci am văzut-o, deci imediat mi-am dat seama. Nu știam ce a făcut asta. Am aflat pe urmă, ulterior, ce a făcut ea. Nu știam că ea s-a dus, în loc să ducă rochița lui Laszlo, a dus-o direct la direcție. Am văzut rochița, am știut ce mă așteaptă și am zis, repede, am gândit ce trebuie să fac, ce am de făcut. Nu, am zis, nu recunosc nimic până când nu primesc
vești prin morse, știam că Oltea Manoliu mă va găsi ceva, o explicație logică care să răstoarne predarea rochiței. Și am zis, dificultatea mea este să rezist la orice va face, să nu dau nicio declarație până când nu primesc ce trebuie să declar, ca să salvăm femeia. Intra nevinovată în închisoare. Noi am fost ispita, noi am ispitit-o, noi am oferit această rochiță, eram director moral răspunzătoare de viața ei. Notez că făcusem din cauza ei 3 izolatoare, de 3 ori m-a pedepsit. Călcasem regulamentul, nu m-a pedepsit nevinovată. La al treilea izolator, deja era ei atât de milă că trebuie să mă pedepsească, că mi-a adus o gamelă cu lapte. Cred că mâncam lapte după vreo, ca să nu greșesc, 9-10 ani de la arestare. Gustam laptele, cum e, cum arată, în sfârșit. Ea îl luase din regimul tuberculoaselor, care de cele mai multe ori erau în ultima fază, nu mai primeau mâncare și mâncarea se întorcea așa cum le aducea, aveau mâncare specială, degeaba le-o mai ofereau că nu le mai folosea la nimic.